3 infracțiuni de abuz în serviciu și 6 fapte în care este acuzat de conflict de interese, mii de euro pe sumână, dar și atitudine părtinitoare în calitate de președinte al administrației locale față de anumite societăți constanțene, cum ar fi SC Combat Press SRL Constanța și SC Soti Cable Neptun SRL. Acestea sunt doar câteva dintre acuzațiile care planează asupra lui Nicușor Constantinescu. Este o continuare a hărțuirii mele politice, ale mele ca președinte al Consiliului Județean, a domnului primar Mazăre și a prietenului meu Surdinski Sorin. Sunt acuzat că am semnat niște contracte cu televiziunea Soti și cu ziarul Telegraf, fapte pentru care și domnul Mazăre a fost cercetat și a primit neînceperea urmăririi penale de la domnul procuror de la DNA București acum 2 ani de zile. Pentru aceleași fapte sunt acuzat și acum. Abuz în serviciu, presupun, și alte chestiuni de genul ăsta, similare, conflict de interese și alte chestiuni de astea. După mai bine de jumătate de zi pe care procurorii anticorupție au petrecut-o la sediul CJG în căutare de dovezi, Nicușor Constantinescu a ieșit pe ușile instituției însoțit de mascați și a fost condus la DNA Constanța pentru audieri. Aici a ajuns și avocatul acestuia, Marius Mocanu. Președintele CJC s-a pregătit deja pentru ce este mai rău. Probabil că voi fi reținut, după cum vedeți, că mi-au luat bagajele la mine, sunt pregătit, am pampers și la mine, am bagajele la mine, am peruță de dinți, da? Voi fi reținut și ne vedem la tribunal mâine, probabil, da?